mușcă-i urechea. De el nu zâmbește. Pentru că e supărat. Și ce ai făcut? Ai dus să ceri pe băieți mai întâi și după aia te-ai dus la Robert. Pe cine să cer? Că n-au recunoscut nimic. Bună, Mihaela. Bună. E bună. Te las să stai acolo. Da? Te rog mâna. Mă lăsat? Pentru că ți-ai cerut iertare. Cât de greu a fost să recunoști că ai plecat tu? Dar și el a plecat. Putea să mă oprească, să mă strângă. Robert, este doar orgolioasă. Atât. Atât. Mi-a spus că și-ar fi dorit să sară peste masa aia de acolo din cuibușor să te ia în brațe. Și am zis, dacă simți asta, du-te și ia-l în brațe. În patru. Și a venit să te ia în brațe. Și și-a cerut și iertare. Bravo. E doar orgoliu. A spus că mai vede, nu mă iertat. Lasă-l, că se mai gândește. Lasă-l să-i treacă supărarea. Eu o să las să gândească. Mai aveam ceva de discutat cu fetele. Revin. La revedere. Mulțumim. La revedere. Lorena. Da. Ai picat testul încrederii. Laurențiu l-a picat. Laurențiu l-a picat. Tu nu. Eu nu. Bun. Dar voiam să te întreb. Așa ca între fetițe. În momentul în care tu mergi în casa băieților, de fiecare dată când vă vedeți, nu știu dacă se întâmplă de fiecare dată, tocmai de asta vreau să te întreb. De fiecare dată se întâmplă ca el să nu se ridice, să te întâmpine, să-ți vină în întâmpinare? Nu. Cel puțin la început, chiar apreciam lucrurile acestea, pentru că imediat cum mă vedea că intram pe ușă, se ridica și venea să la scări să mă însoțească. Astăzi nu se uita doar așa, azi nu s-a ridicat, dar în general... Dar s-a întâmplat doar astăzi? De asta știu sigur. Și cred că alaltă ieri la fel, cred că s-a întâmplat. Sau inițial nu s-a ridicat, dar când m-a apropiat mai mult, atunci s-a ridicat, cam așa. Dar în general, da, se ridica să mă însoțească. Și nici nu te-a condus când ai plecat? Nu, astăzi nu. De ce? Nu știu, nu m-am gândit la lucrurile acestea. Înseamnă că nu te-a deranjat, dacă nu te-ai gândit. Nu discutăm, tata, am crezut că te-a deranjat. Nu. Un pic așa îți picase zâmbetul. Azi l-am văzut puțin când am plecat. În general era mai afectuos. Mm-hmm. Da. Și astăzi nu s-a întâmplat, dar nu am păcat de seama. Pentru o zi că nu o face... E de la pijamale? Glumesc! Nu. Nu, dacă ar face lucrurile acestea în continuu, probabil aș avea un semn de întrebare. Dar s-a întâmplat o singură dată, nu am băgat de seamă. Dar acum o să fiu mai atentă. Acum o să fie atentă? Da, și dacă mă deranjează, să trebuiască să-i spun. Și după depinde de el dacă schimbă sau dacă simte să facă lucrul acesta. Dacă nu, vor fi semne de întrebare și... vedem. Am înțeles. Ați primit conexiune? Ce? De ce s-a uitat așa? Cu ce? Cu noi? Nu. No. Are. Sau la ce te referi? Păi de ce vin de aici să -mi zici că mă influențează băieții sau că... Mihaela, zi trei lucruri... Trei lucruri cu care te-a deranjat Robert. De-a lungul relației, nu acum în ultimul timp. Eu am zis unul. Și eu am spus unul. Că nu te înțelege mai mult. Și la modul ăla că știu că de multe ori ziceai ceva și zicea că minți. Și am zis, bă, n-are cum să mintă fata. N-are cum, n-are cum tu să-i spui că minte, pentru că e ce simt ea. Ceea ce pentru mine e greșit, adică pentru că el... Adică el zice că, nu, că el îți oferă atenția. Zic, fiecare simte diferit, adică... Dacă tu te vezi cu mine, Robert, ca băiat de 3 ori pe zi și zicem că e suficient, poate fata asta vrea de 5 ori, de 7 ori, de 8 ori, de 10 ori, eu știu. Așa vrea ea ca să se simtă iubită sau că îi acorzi destul atenție, știi? Nu are cum să zic. Zi-mi tu încă două lucruri care te deranjează la el. Lucruri greșeli de ale lui, că asta discutam. Și pe bune, adică să știți unul de la altul. Mi-am zis atenția lui. Bun, asta e... Asta e bun, hai că o punem acolo cu aia. Bun, alte două. Trebuie să fiți sinceri, Mihaela, și nu spune, te ferești de nimic. Că mi-am zis singală. Asta vă ajută pe voi. Hai singală, că nu știu să sărut. Pare că... Dar nu mai am jocurile. Păi te-ai spus singală. Dar știi, dacă nu mai vrei... Astea sunt micuțe, Robert. Ce nu mai vrei? Spune-i femeie, dacă nu mai vrea să-i spui? Că nu mai vrea să-i spui? Nu, că nu...
Băi, oricum amândoi aveți o parte mare de vină, 100%. Niciunul nu mai a îndreptățit ca altul. Nu există. Orice relație am terminat și am zis, bă, a fost numai vina ei, peste un an mai târziu, 2 ani, când mi-a venit mie minte la cap, am zis, bă, amândoi am fost de vină, 100%. Da. Tot ce ți-o fi făcut el și probabil el de 10 ori mai căpos ca tine, tu ce ai adus ieri în gală, eu zic sincer, ca bărbat, nu știu dacă aș fi... Eu n-aș sta la discuții cu tine azi. Pentru că i-ai spus multe, i-ai umplut căruța ieri. Eu chiar am zis și am spus aici în casă. Mi s-a adunat prea multe și n-am mai rezistat. S-a adunat prea multe, dar și eu îs la fel când mai nervos. De ce, Laurențu, dacă o femeie vine și spune că nu te mai simte ca înainte tu? Bă, bine, asta mi-a explicat și lui. Dar să vii să... Dar nu zic e adevărat. Asta am crezut eu, știi? Într-un fel nici nu-i de condamnat Mihaela. Dacă după pe altul ori, dacă mi-i zice acum... Da, asta așa mai nu, nu știu, nu vrei. Adică tu dacă ești cu cineva într-un cuplu și vine și... Nu știu cum a fost că gen eu n-am discutat nimic, dar am zis că amândoi sunteți vinovați. Dar zici niște chestii care au fost în plus. Toate microfoanele și toate camerele din lume. Eu n-am înțeles de chestia aia cu sărutatul, că glumim sau nu, mie să-mi fi zis așa la gagică mea. Bine, în primul rând, tu ce făceam cu mine? Îmi bagi bețe de tăiat, aș tine. Nu îți bag tu femeie bețe. Ia asta aș tu acolo. Ia tu trebuie să-ți dai seama și tu că ai greșit. Dar am greșit și mi-am cerut iertare și îmi pare rău. Da, dar sunt unele chestii care... Eu nu mă pot pune în pielea ta, că ești femeie, în pielea lui mă pot pune. Eu știu cum aș fi simțit eu dacă gagica mea mi-ar fi spus așa. Eu aș fi intrat în pământ de rușine. Gen. M-aș fi simțit extraordinar de prost. Crede-mă. Conexiune, vă rog, înapoi. Ce și mai vorbeam cu ea? Să spun prost, nu vorbeam. Ce anume? Da, nu mai vorbeai, Laurențiu. Eu? Să fiu în locul lui să-mi zică gagica mea că nu știu să pupă, intram în pământ de rușine cu tine, nu mai vorbeam. Nu a zis asta. Asta a spus. Asta. Nu a zis asta. Asta a spus. Da, Radu, atâta că tu nu știi. Liniște. Bine, că Radu, oricum. Cum a zis? Da. Păi ea a confirmat acum. Cum a zis? Că nu știe să sărute bine. Nu. Nu pupă nu. Bine. Nici nu știe să sărute bine. Să sărute. Nu. Sau nu vrei. Nici nu pot. Asta ori nu știi, ori nu vrei. Nu, e adevărat. Nu e adevărat. Măi, ce aveți? Nimic. Și nici nu știi să săruți. Să săruți. Așa. Bine. Să săruți. Să săruți. Să săruți. Punct. Păi și... Pentru că nu o face. Despre asta. Asta a vrut să zică. Da, că nu o face. Nu e adevărat. Pentru că de nu e adevărat. A zis că toată ziua ai de decât așa. De Laurențiu. Gen. De unde ești? Deci fii atent, Laurențiu. Ți-am zis că ai lăcrimat în gală, te-ai contrazis cu mine, mi-ai zis că nu. Ți-am zis că-ți fac material. Acum te contrazici cu mine și îmi spui că n-a zis așa, că a zis așa. Dacă eu zic cum a zis, dar când a zis de pește? Asta a fost. Da, ea nu știa cum să zică. Ea nu știa cum să-i zică că prea se pupă și da. Nu se sărută. Exact, adică nu musai în fiecare zi. Și a zis, tu nici nu știi să săruți. Tot atâta ne pupăm, ne pupăm. Să se sărute acum. Hai mă, sărutați-vă. Să se pupe mie. Terminați acum. Pentru că i-ați văzut cu toții că s-au sărutat de atâtea și de atâtea ori. Doamne, iartă-mă. Da. Dar dacă... Bine, am înțeles, nu așa ai spus. Dar dacă ar fi zis așa cum zic eu... Da, are, n-a zis. Da, corect, dar are toată dreptatea să fie supărat. Eu aș fi intrat în pământ de rușine. Dacă... Am înțeles eu greșit, într-adevăr. Dar dacă ar fi zis așa, eu aș fi intrat în pământ. Dar dacă de atâta timp noi nu ne-am mai sărutat, eu ce să mai cred? Nu mai știe, o uitat. Eu e ca și cum... Cum mă, de atâta timp, când a fost alaltă ieri? Păi cum, ce? Nu mai contează. Eu nu mi-aduc. Dar aș vrea să nu vă mai gândiți la asta. Da. Vreau să încercați să vă liniștiți, să lăsați orgoliul deoparte. Vă rog frumos, amândoi știți să vă sărutați, n-ați uitat. Pur și simplu n-ați mai făcut-o. E cam mersul pe bicicletă. Ei zis-o, a înțeles-o. Cum ai lăsat-o astăzi din orgoliu, probabil mâine o să lase și el. Nu l-aș lăsa din locul tău, Robert. Foarte romantic. De ce tu te bagi atâta? Glumesc, e o glumă. Lasă că acolo stau în Galorena. Cum? Lângă Lorena stau eu pe canapea. Hai la. Pe cuvânt. Robert, George, vă las să vă jucați. Le iau pe fete acasă. M-a luat de mână. Doamna Andreea. Și îl pipăiam. Dar Mihaela, ce să facă cu fata aia din Spania de care ziceai ringală? Hai, încetează, te rog. Da, cum o trimit pe Cristina la date cu Alexandru și cred că o să accepte. Mihaela, Larisa, haideți acasă. Alexandru, avem treabă. Ce s-a bucurat Alexandru? Nu m-a bucurat. Nu, a fost un pic... Cum? Despre ce este vorba? Eu nu cred că se ducă Cristina. Hai, te fugi. Ce fugi, că te conduc până sus. Pa, Miha. O zi să aveți. Nu bați palma. Mihaela, vezi că e fata aia din Spania, pe scări. Așa, da. Ce faci dacă ar fi ce fata drăguț, din Spania? Ce drăguț, George o conduce pe Larisa. Nu, că el mai are orgoliu încă. El mai are orgoliu. Lasă, stai, cu orgoliu.
Să nu rămână corgoliu. George nu e supărat. George nu e supărat. Dar ce, tu erai supărat pe Lorena de n-ai condus-o? Eu m-am uitat după ea. Dacă o conducea, nu mă puteam uita după ea. Am înțeles. Dar asta n-ai condus-o, Robert? Da, mi-e place să o admir. Ce anume? Nu, că mi-a dat un pupic și a plecat. Dar sunteți dumneavoastră aici, nu pot să vă las singur aici cu... Să știți că eu v-am lăsat. Și are și un cârcel la picior. Am înțeles. Să tu ai ceva, vină mai încoace. Ei, avem loc. Trebuie să vină nouă cum credeți. Radu, de ce te-ai așezat acolo? Aici trebuie să vină fată nouă și imediat te-ai așezat acolo? Bine, că aici n-are spațiu. Ca să vezi mai bine sau... Oricum ea trebuie să stea acolo, dar el oricum știe că trebuie să stea acolo fata nouă. Trebuie să stea vrea să o vadă din față. Dar dacă eu le-am zis fetelor că avem treabă... Le puneți la curățenie? Poate vine băiat, că aici se întâmplă ceva, nu? Radu!